O șoferiță de 53 de ani le-a dat mari bătăi de cap polițiștilor după ce a fost surprinsă de radar că circula peste limita admisă în localitate. Totul s-a întâmplat aseară, în apropiere de Măgdăcești. Chiar dacă a fost rugată să aștepte în automobilul personal până la finalizarea documentării, femeia a ales să-și prezinte emoțiile și drepturile într-un mod nu tocmai civilizat. La radar, doamna, v-am arătat proba video. Nicolae, nu m-am măgit nimic. Eu v-am măgit, vă rog prezentați actele, doamna. Dar eu le prezint, eu n-am nicio problemă. Se înmânează în mână la agentului patrulare. Ce gen de patrulare se mânează mână? Eu lucrez... Multă sănătate, dumneavoastră. Nimeni vă numește cu vincezurate. Aceasta a fost somată de nenumărate ori să prezinte actele pentru a fi întocmit procesul verbal, ca într-un final inspectorii de patrulare să stabilească că șoferița deține permis de conducere categoria F, permis care este eliberat pentru conducătorii de troleibuze. Conform categoriei B, dumneavoastră aveți dreptul să conduceți în mijlocul transport autoturism. Acum dumneavoastră aveți permis de conducere categoria F. În cele din urmă, femeia a fost amendată pentru conducerea vehiculului cu permis de conducere de o categorie necorespunzătoare și depășirea vitezei de circulație stabilită pe sectorul respectiv de drum.